Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Gorj Obiectiv, alături de mine în studio este domnul Ion Tudor, șeful SDN Târgu Jiu. Bună seara, bine ați venit, domnule. Bună seara, tărâna, dragă. Bună seara colegilor dumneavoastră, bună seara, stimați telespectatori. Mă bucur că ne revedem așa direct, că în rest ne-am tot văzut, ne-am tot auzit și vă mulțumesc că ne-ați suportat de fiecare dată când ne-ați văzut, pentru că știți că nu venim să vă spunem povești și venim cu lucruri clare, cu realități, mai ales cu sprijinul prietenilor noștri de aici, dar și ceilalți din mass media. Încercăm să prezentăm realitatea și starea drumurilor, mai ales pentru a ști dumneavoastră că trebuie să circulați în siguranță. Rolul nostru, din cauza asta, apărăm de cele mai multe ori să vă informăm corect, să vă spunem cum sunt drumurile, dar să vă spunem și ce avem de făcut și ce vom face. Bun, acum trebuie să recunoașteți faptul că realitățile nu sunt întotdeauna dintre cele mai frumoase. O să discutăm și despre planurile guvernului, planurile ministerului cu județul Gorj din acest punct de vedere al drumurilor care au neapărat nevoie de modernizare, dar să începem cu sezonul de iarnă și spuneți-ne cum ați depășit iarna 2017-2018, dacă putem să o numim iarnă în afara zonei Rânca și Godeanu. Rânca, defileul Jiului și Godeanu. Da, sigur, și șaptea Jiețul, care tot la noi este, drumul de la Petrila spre Voineasa. În rest, acum, întrebarea este, când e mai bine? Când ninge mult sau când nu ninge și e sunt bine așa? Când ninge și nu avem e probleme. E bine când ninge și nu avem probleme, pentru că Ministerul Transporturilor, Compania Națională de Infrastructură Rutieră, a încheiat contracte la nivel de întreaga țară. Și în județul Gorj, noi am avut contract încheiat pentru dezăpezire, deja suntem în al doilea an cu același operator, pentru contractul este încheiat pe 4 ani. Deci, guvernarea PSD s-a pus la punct ca să nu mai fie surprinsă de aceste fenomene de multe ori imprevizibile pe timpul iernii. Acum, ca o glumă, anul ăsta ne-a cam surprins vara, nu iarna, știți? E adevărat. Pentru că au fost multe zile în care a fost cald, am putut chiar să desfășurăm activități de întreținere, de reparații, au mai plombat cu acea mixtură stocabilă, reparații periodice care sunt făcute pentru câteva 2, 3, 5 săptămâni, sau chiar am văruit, sau am vopsit mâna curentă la poduri. Dar cea mai mare activitate pe perioada iernii a fost activitatea specifică de dezăpezire și, atenție, de prevenire a formării poleiului sau a formării unor zone cu gheții al unecușului pe anumite zone. De ce vă spun asta? Când ninge, știi foarte bine, prognoza începe să ningă, a ieșit și a acționat cu material antiderapant în momentul în care ninge. Era jenant că dădeam pe la o televiziune un individ priceput la toate, nu îi dau nume, e prietenul meu. Chiar să vă rog să nu faceți lucrul acesta. Da, e prietenul meu, el știe că e prietenul meu, Doamne, ferește. Dar pozase o mașină, filmase, îi mulțumesc că ne-a făcut reclamă, că a filmat un auto, o auto specială ultra dotată, cum împrăștia material antiderapant de la Bengești până la Milostea. Pe asfaltul negru. Pe asfaltul negru, dragul meu. E adevărat că una este să vorbești de muzică populară și alta să vorbești de drumuri. Este o acțiune preventivă. În momentul în care prognoza îți spune că începe să ningă și ai văzut, acționezi cu material antiderapant să nu se zăpada se bătătorește. Nu poți să o iei cu lama imediat cu ninge. Sigur că da. Și 1-2 centimetri, poate chiar 3 mai sunt de rămâne, ca să nu înghețe pe asfalt, să nu se bătătorească, să se formeze o suprafață pe care să alunece mașinile, se acționează cu material antiderapant. Sigur, tehnica este avansată, n-a inventat-o nici Tudor, sunt oameni, sunt ingineri de la drumuri cu vechime de 30 de ani, 40 de ani, care știu ce înseamnă să facă dezăpezire, dar să știți că foarte bine știu să facă dezăpezire oamenii aia de la district, oamenii aia pe care vedem fie ziua, fie noaptea cu mașinile pe drum, să uneori aruncând chiar cu lopata. Da, chiar cu lopata. Acum, vedeți noastră, ne întrebăm cât de mai bine, când ninge sau când sunt fenomene care te surprind. Acum, dumneavoastră, nu ați întâlnit niciodată situații în care sunt autospeciale care chiar merg fără niciun sens pe soare afară? Crezi că-s de capul lor?
Ce nu știe toată lumea, vă spune Tudor acum. Așa. Să înțelegeți, guvernul PSD, o fiel guvern PSD, cum zice lumea, roșu, da? Dar guvernul PSD are grijă și de cheltuieli. La noi, noi facem săptămânal cu domnul director regional Bratu analiza activității și verificăm și modul în care s-au făcut anumite cheltuieli. Mașina, când o vedem pe drum și zicem, mamă, ce vreme bună e, nu, nu o vedem când e soare, o vedem fie dimineața când se face obligatoriu revizia drumului, vedem ce se întâmplă și pe Godeanu, vedem ce se întâmplă și pe defileul Jiului și uneori chiar și pe Rânca și nu numai, cad copaci, cad stânci, cad grohotiși. Cum vrei să verifici? Pentru că în fenomenul primăvara... Eu vorbesc de tronsonul ăsta faimos, Bengești Scoarța. Da, nu Scoarța, Bengești Milostea. Între Bengești Milostea, acolo avem o zonă foarte o zonă așa, unde este vremea este imprevizibilă, Oltețul. Pe Olteț, dacă este ceață, curenții care vin de la munte pe Valea Oltețului îngheață tot timpul podul. Podul. E suficient să ai 20 de metri înghețați pe un drum să se întâmple accidente. Și atunci preferăm, cum zicea cineva, două roabe de nisip decât să se întâmple un accident. Depinde cât costă roabele alea. Știți că o roabă e 350 de lei, am văzut, sau 450 de lei roaba la magazin. Roaba de nisip. Nu, roaba nisipul goală. Din roabă. Vorbeam la nisipul din roabă. Dar cât costă acum, viața? Dincolo costă viața glume, unui, evident că dumneavoastră spuneți, prezentați lucrurile din punctul dumneavoastră de vedere absolut în regulă. Este normal să prevenim decât să tratăm. Normal că asta este foarte în regulă, însă să nu ne coste foarte mult și să nu trebuiască să plătească și copiii noștri. Cât costă 5 lopeți de nisip, bun, repet, dacă lucrurile sunt corecte, adică până la urmă nici nu mai contează cât costă, poate să coste miliarde când e vorba de viața cuiva. Prioritar pentru noi, cei de la drumurile naționale și drumurile județene și numai și la autostrăzi, este viața și siguranța viața participantului, nu are preț, în mod evident, sigur, participantului la trafic. Pentru că am văzut că au fost multe situații în care s-a acționat cu întârziere și drumurile s-au blocat. Și s-a făcut economie iarna asta? Sigur că da. S-a făcut. Tot, pentru că toată lumea zice că acționăm să cheltuim banii. Nu. Pentru că și chiar vrem să facem economie, pentru că făcând economie de la dezăpezire, dar atenție, economie nu în defavoarea activității de dezăpezire. Sigur, logică, că da. Sigur că da. Vom folosi banii, pentru că sunt alocați o anumită sumă, o vom folosi la întreținerea. Am înțeles. Rămân tot la dumneavoastră. La regională. Adică banii pot fi folosiți în cadrul activității. Deci nu ia bugetul statului să zicem, stați un pic, mai dăm niște salarii la profesori din banii care trebuiau cheltuiți de drumuri. Nu se amestecă una cu alta, nu. Banii rămân și folosim una de alta. La rectificare, cu siguranță, guvernul PSD va da bani. Adică vă văd foarte mare. Da, pentru că îi văd de vreo câteva săptămâni, îi văd pe toți... Așa? Dumnezeu să merte, unii chiar ne-a venit pe la televizor, care înjură toată ziua PSD-ul. Jurați-ne, fraților, dar noi ne facem treaba. Dar de ce oare în jur? Păi așa de nebuni? De răutate. Dar care este invidia? Pe ce să fie invidios? Pentru că nu sunt ei la guvernare. Sigur că da. Și ar fi dorit să facă același lucru pe care l-au făcut cei la PSD ALDE? Cine? Nu erau în stare nici măcar atât lucru să facă. Zău, că au mai fost la guvernare și au făcut ceva acum foarte important. Acum să nu vă coste foarte mult în ochii electoratului această ce? Susținere nu contează, draga mea. O facem pentru electorat. Și o să vedeți. Și o să vedeți. Și o să vedeți că electoratul va aprecia just măsurile. Atunci când va fi momentul. Da? La alegerile cine care râde la urmă râde mai bine. Să nu uităm că asta. Nu noi am tăiat salariile. Să nu uităm că au fost cei care astăzi vin dar și ne critică. Dar ați aplicat o lege a salarizării unitare. Atenție. Care odată atenție. Să vedem. Aplicată formula se reduc de la sine sau nu le-ați tăiat noastră. Cât, draga mea? Să vă uita cât niște directori pe la trei. Jenant, domnilor. Jenant, niște domn directori cu salarii, mamă, de-aș fi avut și eu salariul lui și să-mi zică, a tăiat 25% din salariu. Minte, domnule director, minți, că nu s-a tăiat 25%, da? E adevărat că a venit mai mic salariul, dar de ce nu spui de ce? Că a trebuit să se alineze un pic valoarea aia din planetele. Salariu. Valoarea aia matale, mare, bun. Foarte mare și cu amărâtul ăla care muncește ajungem jos. Ajungem imediat și la acest aspect, pentru că
E interesantă poziția dumneavoastră. Numai că directorul ăla nu era de la PSD, că ar fi avut măcar bunul simț să recunoască realitatea. Nu, că se mai plânge de la PSD. Diferența este că nu fac public. Cei care sunt de la PSD se plâng, o fac în spatele camerelor închise. Totul s-a ajuns în această situație, pentru că vorbeam astăzi, noi chiar am avut o întâlnire și am discutat și cu domnul Cârciumaru și cu domnul Weber și pe comunicare. Bă, oameni buni, hai să spunem adevărul, că dacă venim cu minciuni, nu scoatem nimic la ele. Domniile lor... Astăzi am avut discuții cu dumnealor pe probleme de infrastructură. Uh-huh. Și care sunt noutățile cu care veniți? Păi vi le spun, dar întâi să vorbim despre problema cealaltă, că o să discutăm și despre infrastructură. Dar vreau să vă spun că, din păcate, nu întotdeauna avem curajul să spunem adevărul. Adică, doamne, să avem curajul, că minte avem și posibilități să vorbim cu oamenii, să explicăm oamenilor cum stau lucrurile. Să vină cel de la pensii, un specialist în pensii, să spună cum e cu pensiile, să vină un finanțist, să vină un om de la care lucrează la personal, ce s-a întâmplat, că sunt salarii care sunt mai mici. Păi toți banii, tot 2 milioane cât avea Tudor să dea, dau un exemplu, să contribuțiile, tot atâția bani să dau. Dar dacă Tudor ar fi avut vreo 200 de milioane salariu, cu siguranță că acum cu reorganizarea asta ar fi fost mai puțin. Mi se pare mie că unii au salariile foarte mari. Sau mai bine zis, nu ele au mari, alții le au mici. Va trebui făcut ceva ca să... Și cu siguranță, niciodată PSD-ul n-a tăiat banii din salarii. Dacă s-a întâmplat cu ordonanța 600 sau trăzneori ordonanța, ați văzut, tot lipsă de comunicare, tot... Nu ministrul a făcut această ordonanță. Tot unii funcționari de pe anumite agenții guvernamentale sau cum le zice, așa, de la NAV sau așa, au venit cu aceste uneori situații jenante. Sigur, a fost deci nevoie... Nu miniștrii sunt de vină. Domnul Tudor, Draga mea, ascultă ce spune Tudor, că nu spune prostii. Nu, Doamne ferește, ai văzut că... Nu le prea ziceți. Dumnezeu. Păi le zic. Da, ia fericit. Dar hai să spunem adevărul. Știi care a fost greșeala ministrilor? Așa. Nu au să se explice. Se verifice. Poate n-au știut nici ei. Ce? Ce se întâmplă? Foarte grav, să plece acasă. Păi asta spune și noi. Au plecat prin miniștri. Și nu numai, au mai plecat și miniștri, și mulți. Și ne văităm toți că, uite, iar se schimbă guvernul. Se schimbă în Italia guvernele. Lipsă de comunicare. Nu este nici vina altcuiva, este strict politica guvernamentală a PSD. Politica guvernului PSD este foarte clară. Salarii mărite, pensii mărite. Păi ne apucăm acum să dezbatem planul de guvernare, nu? Din păcate este că sunt anumite probleme legate de aplicare. Din societatea civilă. Da, vedeți cât de supărați sunt profesorii. Vedeți de ce sunt supărați profesorii? Trebuie văzut de ce. Băi, frate, de ce s-a ajuns aici? Din cauza ministrului? Din cauza secretarului de stat? Din cauza celui de la finanțe? Din cauza celui de la contabilitate care ți-a calculat greșit salariul? Aici trebuie văzut. Și deci, cu siguranță. Am văzut grefieri care au protestat. De ce au protestat? Ce salarii aveau grefieri? Hai mă, Dumnezeu, să mă iertăm. Dumneavoastră ați uitat să ne spuneți, când tot vorbeați de programul ăla de guvernare, că vor fi și reduceri de salarii, nu doar creșteri. Am uitat acum, mai uităm și noi. Reduci la 5... Și crezi la 500. Nu reduci la 5 și crezi la... Nu, ăsta e raportul, domnul raportul. Tudor. Și nu reduci la 5, reduci foarte puțin. Să nu vă mai amintiți de mediul privat, care este... Care... sărăcit, vai de mama de ce? Lui. De ce? De-aia, pentru de ce? Că nu-ți... De ce e mediul privat? Guvernul nu gândește politici pentru mediul privat. Ce vorbești, mă? Deci dumneavoastră, practic, vă bazați doar pe mediul... Cum nu gândește politici? Cine lucrează la drumuri? Statul? Și guvernul nu gândește. Gândiți și protecție pentru mediul, pentru angajații din mediul privat. Îi lăsați în continuare pe oameni la mâna angajatorilor. Tocmai dacă aici e problema. Vor sau nu să le mărească. Bă, dar știți că printre răuplatici care aplicau acest topaj la surse erau și societăți de stat. Adică nu mai negați realitatea la modul acesta. Cine răspunde? Cine a făcut chestia să plătească, mă, ducă la pușcărie? Păi asta spun, că și până acum puteau plăti. Acum se duc la pușcărie dacă nu dau bani. Și până acum, dacă făceau chestia asta, erau încadrați tot pe penal și tot... Nu era chiar așa, erau mult mai blânde. Dar se ducea, nici alea nu erau aplicate, atenție, adică despre asta se ducea omul, Tudor. Te duceai acolo la spital, Doamne ferește, și te trezeai că nu ți-au plătit contribuțiile. Nu se poate așa ceva. Sau ieșeai la pensie și creai și la pensie, gata, bă, de mâine ieși la pensie.
Și când te duci să-ți calculeze pensia, ție nu s-a virat contribuția. Ce poți să mai faci? Cine te mai înseamnă pe tine? După ce te-a spus existau măsuri și existau până măsuri. Acum. S-a considerat că cea mai bună măsură, cea mai sigură măsură pentru munci, pentru angajat, este aceasta. Da. Cu ce schimbă procedura? Eu nu mă duc acum să-mi plătesc singură contribuțiile la stat. Nu te duci. Tot angajatorul face chestia asta. Și acum poate ca verifici. Să facă stopajul ăsta. Da, ce vorbești? Nu, și până acum puteam verifica. Nu puteai, nu. Nu te lăsa. Dacă îmi dădeam interes, sigur puteam. Nu te lăsa. Nu, angajatorul, să stai în banca ta, e treaba mea acum, nu mai e treaba lui. Acum, deci eu, una peste alta, este o măsură bună. Transferul contribuțiilor. O să vedem. Până la urmă... Rămâne să vedem câte societăți se vor închide, societăți private. De ce? De ce? Pentru că... Cum adică se închide? Care nu vor ca să mai mențină numărul de angajați, draga pentru mea. Că e vorba de... Nu. Se vor închide, dacă se vor închide, sunt aia care făceau stop, care domnul nu plăteau... toată lumea este de rea intenție, adică nu plecați de la premisa că toți cei care au furat până acum nu mai... Nu, Doamne ferește, n-am zis că au furat toți. Nu au furat toți. Dar dacă se realitatea nu e asta. Spuneți că se vor închide societăți. De ce? Spun că sunt societăți care vor reduce numărul de personal. Stai un pic, stai să ne înțelegem. Dacă ăsta a avut, luăm o cifră. Dacă a avut 10 milioane bani vechi. Da, 10 milioane salariu, 10 milioane. Cât și să zicem că avea de plătit 2 milioane contribuțiile, da? Păi scade din 10 2, 2 milioane și omul lua în mână 1 milioane. Da? Ei acum tot 2 milioane are de plătit, scade din 10 și tot 2 milioane. Domnul Tudor, nu asta este calcul, care nu asta este formula. Care este formula? Deci nu asta este formula, pentru că nu vorbim doar pe salarii minime, vorbim și despre salarii mai mari decât salariul minim. A? Și acolo lucrurile deci stau cu totul. Deci îi văităm pe ăștia care aveau salariile, nu știu cât domnul de Tudor, nu porniți de la premisa asta. Bă, nu porniți de la premisa asta. Din moment ce statul și-a permis să majoreze anvelopa salarială ca să susțină transferul contribuțiilor, sigur că privatul nu este în cu ce și-a permis, mă? Dăm un exemplu. Dacă eu aveam de... mie mi-a oprat 2 milioane contribuțiile și acum îmi oprește tot 2 milioane. Spune-mi. Repet, nu ăsta este raportul. Raportul, mai ales când vorbim despre salarii altele decât minimul pe economie. Eu ți-am spus. Deci sunt anumite diferențe foarte mici. Unele în sus, unele în jos. Mergând pe adică o chestie unitară. Eu nu știu, e în regulă să negați realitatea la modul acesta, că nu sunteți singurul care o face din PSD. Dar nu realitatea. Mai discut și cu alți oameni care îmi explică. Eu îți dădui un exemplu. Îmi spun la un moment dat, nu lăsați-mă să-mi termin ce am de spus. Îmi explică la un moment dat că nu este niciun efort, că cei care spun că trebuie să dea bani în plus pentru salarii mint cu nerușinare și că tot e o chestiune simplă, e o chestiune de logică. După care, spre finalul emisiunii, să-mi recunoască, stați un pic, că până la urmă dacă angajatorul privat apreciază munca oamenilor cu care lucrează și vor ca să-i aibă în continuare, să mărească plafonul de salarii. Dar nu din cauza contribuțiilor. Dar din cauza cui? Dacă vrea să-l păstreze pe omul ăla, să-i plătească. De ce pleacă toți românii noștri afară din turism? De aia. Din comerț? De care? De aia. De ce? De aia spune de ce. Pentru că sunt salariile așa cum sunt. E adevărat, vedeți? Nu de ieri sau de azi. De când pleacă ai noștri afară? Ospătare. Dau un exemplu, turism, din turism. Ospătare, hotelier, ghizi. Noi nu suntem o țară atractivă. Nu venire ăștia, de ce pleacă? După ce fac școală în România și devin mari meseriași, bucătari sau ospătari sau hotelieri, pleacă afară și lucrează pe vapor. De ce pleacă? Că am trecut contribuțiile de la... Pentru că alte facilități n-ați creat, domnule Tudor, cei de la PSD ALDE. Vă ocupați de chestiile astea. Numai PSD ALDE a guvernat în țara asta. Din 2012 până PSD ALDE n-a tăiat salariile. Din 2012, cu excepția anului 2016, v-a asumat tot ceea ce s-a întâmplat, domnule Tudor. Ne asumăm ce a fost bun și a fost foarte multe lucruri bune. Au mai fost și rea acum. Să nu crezi tu că suntem noi, Dumnezeu, din cer, să le facem pe toate așa cum am. Nu se pot. Cum am vrea. Doamne ferește, am vrea. Cum adică eu mă văd cu babele mele pe la țară și toate îmi spun, mă, iar mi-a venit la pensie ceva în plus. Păi ce să crezi, mă? Neastră, ce de la PSD discutați cu anumite babe, ci de la PNL cu restul, care sunt nemulțumite. Să lăsăm pe PNL-ul a guvernat, cu PD-ul când au guvernat. Și cu PSD-ul. Când a guvernat cu noi, n-au tăiat salariile, că nu i-am lăsat. Să ne înțelegem. Da, bun. Deci,
Cu siguranță chestiunea asta o veți discuta cu economiștii care o să vină cu 0,5, cu 0,70, să explice lucrurile așa cum sunt. Eu v-am spus și v-am dat un exemplu clar. Sunt diferențe, nu contestă nimeni. La unii mai mari, la unii mai mici, la unii în jos, la alții în sus. Da? Bun. Despre ce mai vorbim? Despre drumuri. Despre... Pentru că spuneați dumneavoastră că mai avem suficient timp. Spuneați dumneavoastră despre faptul că sunt, ați purtat discuții și știți care sunt noutățile legislative și pe noi ne-ar interesa în mod deosebit care tronsoane vor intra în modernizare în anul 2018. Deci sunt legat despre de, care tot vorbim. Legat de infrastructura din județul Gorj. Să nu creadă cineva că se poate face așa doar în Gorj aici un bulgăre de aur sau un bulgăre de cristal și restul județelor Dumnezeu cu mila. Nu. Deci, în primul rând, există acest master plan și trebuie să existe o legătură între toate drumurile, că geaba ai tu drum de mergi cu stid cu flori de mărgăritar pe el, dacă vecinul tău din județ, Dumnezeu cu mila. Ori, în acest, în politica de guvernare a PSD-ului, vis-a-vis de Ministerul Transporturilor, compania DRDP Craiova, are în atenție, în continuare, creșterea fiabilității drumurilor, de unde începe drumul până unde se termină, știi? Nu doar așa, pe sectoare, pe segmente. Gorjul, în continuare, și nu numai Gorjul, DRDP Craiova, activitatea, săptămâna trecută a fost domnul director regional, domnul Bratu, ne-am întâlnit cu domnul senator Cârciumaru, ne-am întâlnit cu prefectul județului, inclusiv cu șeful poliției vis-a-vis de aspecte legate de siguranța participanților la trafic, și aspecte specifice pentru iarnă în continuare și ocazie cu care s-a discutat ce, trebuie, ce este de făcut în continuare, ce este trecut în plan, ce avem, ce am făcut până acum, ce am făcut bine, ce n-am făcut bine, ce trebuie să facem în continuare. Și rămâne din 66, drumul oaselor, cum zicea toată lumea, de la Rovinar la Petroșani. E gata. Cu excepția zonei de la Mănăstirea Lainici. E, sigur că un pic am fost urecheați. Și a întrebat și domnul senator și domnul deputat Weber. Sunt în comisie amândoi. Sunt comisie de specialitate. Membrii, domnul Cârciumaru este președinte la Senat, la comisie. Domnul Iriza, nu e de la PSD, da. Nu contează, guvernează cu noi și cu dumnealui. Și am întrebat, de ce s-a întârziat până acum cu... De ce nu s-a terminat podul de la Lainici? Scurt, dumnealor sunt politicieni și întreabă. Domnule, de ce nu s-a dat? Care este cauza? Ce trebuie făcut în continuare? Cu ce vă sprijinim noi? Am discutat, urgentat, problemă și trebuie avut în atenție anumite modificări ale legislației privind expropierea. Scurtă pauză de publicitate, domnule Tudor, și revenim în studio. Ne spuneți despre celelalte drumuri pe care le aveți în vedere în 2018. Revenim în câteva momente. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor, vă reamintesc că alături de mine este domnul Ion Tudor, șeful SDN Târgu Jiu. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre faptul că această iarnă a fost foarte blândă cu noi, s-au făcut economii din acest punct de vedere la secția de drumuri naționale Târgu Jiu, bani care, spune domnul Tudor, vor fi redirecționați către alte lucrări, fie lucrări de întreținere, fie de amenajare, nu știu, ne spuneți dumneavoastră. S-ar putea niște... pricepuți de ăștia pe care îi mai văd pe la televizor că vorbesc despre drumuri. Eu când vin la o emisiune, eu mă documentez și întreb. Da? Să nu creadă cineva că vin așa. Mă trezesc dimineața și vin la emisiune. Dar văd pe la televizor și aș vrea să vă rog ceva. Poate și valabil pentru tot ce înseamnă, poate, pentru toate televiziunile, care se respectă. Doamne, dacă vrei să vorbești despre drumuri, cheamă, domnule, oameni care se pricep la drumuri. Adică se cheamă un șef de instituție, cheamă un inginer de drumuri, dar văd, sau dacă vor să vină ăștia, opoziția, cei care nu ne iubesc, nu, și ne înjură, și vine și vorbesc de drumuri. Să nu specialiști în drumuri. Nu, pe mine mă interesează componența materialului nu, pe care nu, doamna, îl turnați. Am înțeles. La ce? Nu mă refeream la compoziția materialului, deși am văzut pe unii că veneau cu șublerul să măsoare că erau pricepuți. Dumnezeu să mă ierte. Dar îi vezi că vin la emisiunea televizor indivizi care n-au nicio legătură cu aceasta. Vine că mare politician, nu știu ce partid, și vorbește de drumuri, despre infrastructură. Treaba lui. Dar măi, oameni buni, mințiți lumea.
cu chestiunile astea, nu voi, aia care vin pe la televizor. Da, da, stați un pic, deci adică atunci... eu pot să-mi dau cu părerea despre un drum, e bun, nu e bun, mi-am spart asta era ceva. Domnule, am mers pe drumul ăla. Am mers pe drumul ăla și am văzut cum e. Dar vine și spun că ar fi fost bine să-l faci drept, nu orizontal. Să... adică vin la și vorbesc despre... nu, habar n-au nu, despre strategia. Nu, nu tu. Nu, mă refer așa, la cei care vin. Habar n-au să vorbească despre strategia, despre master plan, de... chiar dacă au ajuns parlamentar când am ajuns. Da, să revenim. Cred deci, că știu drumul... pe unde bateți. Dar nu, vorbeam că nu, despre DN66 Rovinari Petroșani. Și vă întrebau parlamentarii, domnule, de ce nu ați terminat podul de la Lainic? De ce nu e terminat? Pentru că acolo a fost nevoie să se scoată din contract segment porțiunea legată de parcare și de pod. Așa e la noi. Ne-am izbit de anumiți specialiști ăștia în ceea ce înseamnă vai de mine, protecția naturii și, nu știu, a mediului și anumite... A, ăia care deci, erau supărați că nu pot că nu trece broscuța să, și șopârla. Să bea apă. Da, și da, am... Bun, acum trebuie să înțelegeți da, că înțeleg asta e menirea lor. Dar ce abar vine ăla și ne dă nouă lecții de despre șopârlă și l-am întrebat câte clase are și a uitat să numere, că a numărat foarte puțin. Lăsă, domnule, specialiști, adică Agenția de Protecție a Mediului, Garda de Mediu, ăștia sunt specialiști. Lăsați pe ei să vorbească despre broscuță, despre șopârlă, să ne spună, băi, pe aici trebuie să treacă șopârla. Da. Dar nu vine unul lățos, nespălat, cu capul mare, uite atât, și l-am văzut și pe la televizor. Ei, Dumnezeu să mergi. Bă, lăsă-mă în pace. Te rog frumos, ce discriminare. Fiecare avem drept. Păi de-aia să alege praful de țara asta, că ne pricepem toți la toate. Și venim și dă care dă mai tare din gură. Hai mă, nu, ce a ajuns? Vedem problemele care sunt pe defileu. Cu lucrările. Da. Păi unde ne trezim? Da. Unde, ce țară e asta? Acum nu știu, dar scuzați-mă, e legislația e cea care permite haosul ăsta, domnule director. Ce legislație? Legislația care păi, nu ce legislație? Stabilește trebuie foarte, pe domnul care a judecat. S-a dat toată stima pentru, care a fost... toată stima pentru magistrați. Toate. Dar îl trebuie pe ăla care a judecat și dă să oprim lucrările la podul Amaradei. Ce țară suntem, mai fratele meu? Nu știu în ce păi țară suntem, domnule Tur, lăsați-ne păi pe noi să ne întrebăm. Păi ne întrebăm, mă întreb și eu, când adică cum? Când vor fi gata lucrările pe DN66? Pe DN66 s-a scos din nou la licitație, pentru că în sfârșit s-a reușit să obținem toate avizele și de la Consiliul Științific și cu Poliția Rutieră semnalizarea. Sunt niște aspecte care trebuie rezolvate înainte de scoate la licitație. Acolo... Știi că de 4 ore am mers și am verificat și am găsit 5 proprietari pe la pădurile pe acolo. Adică încă e așa un pic vraiște. A fost nevoie de intervenția prefectului. L-am rugat pe senator și pe domnul deputat Weber. Domnule, stați de vorbă cu aia de la București. Haideți să găsim repede o variantă, să ne mișcăm mai repede. Că hârtiile așa, aleu muică. Dar știi cum facem? A plecat hârtia de la Târgu Jiu sau de la regională la Ministerul la Păduri. Sunăm, domnul senator sau domnul deputat. Depinde care, vedeți că ieri plecă plicul cu documentele. Vă rog frumos, luați-i urma. Așa se face treaba. Și se face? Și se face. Da, deci legat de Petroșani, bun. Noi sperăm ca în vară să ne apucăm de această porțiune. Problema este că avem un pod, un etonaj, este 30 de tone. Singurele mașini, singurele transporturi. Ca să ne înțelegem că i-am văzut pe unii. O, Gorjul, e rupt de realitate. Rupt de realitate sunteți domnile voastre, domnilor. Că nu trec 30 de tone. Nu trec mașinile cu bolovan, cu balastul. Sau cu nisip. Atât. În restul, către Petroșani, mașinile de carne n-au atâta încărcătură, că nu se mai care cum se transport dată persoane. Carne. Transportul persoane circulă fără probleme. 50 autocarele trec. Trec transportul de mărfuri. Legume, fructe, haine și mai ce. Atât nu trec. Ăștia nu trec. Iar când este câte un transport agabaritic, oricum nu trecea pe defileu, pentru că datorită curbelor da. E mai greu. Așa că unde e rupt gorjul. Ba mai mult. Mai aveam la Mehedin scolonete de ciovârnă și am problemele cu drumul care o lasă la vale. S-a făcut și ăla. Da, s-a bun. Făcut într-o vară. DN67. 67 B-ul. Scoarța? Pitești. Pitești. Scoarța, 5 județe. Este și acest aspect l-am este discutat. Este prins sau nu un master plan? Sigur că da, este licitația câștigată. Ce ai? Poate. Păi cum să nu? Câștigată, dar acolo a fost o problemă. Nu mai e deloc. Gata, n-a fost contestată. Când încep că, domnule, nu mai îmi dați. Când încep lucrări, când vedem lucrări pe DN67B, Scoarța Pitești?
Cât de curând? Haideți să mă tot. Da, hai să vedeți. Eu vă spun ce urmează, care sunt următorii. Următorii pași. Urmează să se obțină toate avizele, pentru că sunt multe. Tarea cu hârtie, că hârtia nu, prin hârtie nu duce nici glonțul, nu. Dar unele hârtii sunt maculatura. Dar asta e legislația. Noi am făcut legislația. Noi le-am făcut așa, când am vrut să intrăm în Uniunea Europeană, am, vai de mine ce am făcut, să arătăm că suntem șmecheri, deștepți, vai de lume. Sunteți mulțumit de ministrul transporturilor. Adică vrei să-mi critic șeful? Bună întrebare, da. Să știți că... Uite, să știți că da, să știți că nu domnul este... Domnul Tudor e să foarte că, mulțumit. Să știți că nu a aterizat peste noapte la Ministrul Transporturilor. Nu? Dar cum s-a întâmplat? Să știți că a fost... A început actata Ministrul Transporturilor ca și consilier al unui ministru. Dincolo de glumițele astea. Dar nu până la ministru... Aveți încredere... Până la, stai să spun. Că am încredere că... După întâlnirea care a avut-o și domnul deputat Weber și cei doi senatori, domnul Iriza și cu domnul Cârciumaru, cu dumnealui, chiar săptămâna asta, și au purtat primele discuții legate despre legate de acest aspect și de faptul că domnul director Bratu, contractul este la regională, se implică direct în continuare și că Delta, asta este, așa le zice, ei vor face lucrarea, oamenii s-au angajat că în momentul în care sunt obținute toate avizele și că sunt ultime semnături pe finanțare, că este un alt an, vor începe lucrările. Vor depune garanția și vor începe lucrările. Punct. De la capăt. Fără la muncă, nu? O să ne spuneți. Legat de Scoarța Hurezan. Da? Dar eu l-am rugat pe domnul senator și pe domnul deputat, pe cei doi, și o să vorbesc și cu domnul Iriza astăzi după amiază la telefon, totuși să discute și cu ceilalți deputați din județele vecine, să înțeleagă este o valoare foarte mare a acestui drum. Costă cu cât scurtează drumul? Știți care este avantajul? Care? Se va degreva foarte mult Dealul Negru. Așa. Eu și acum am prieteni de la București care, datorită aglomerației de pe Dealul Negru, preferă să vină pe acest pe Craiova. Drum. Nu. Asta e drumul acesta, da. Care este mult mai rău. Da. Au mașini de teren, mai merg și mai pe încet. Craiova, cunosc. Vin și pe Craiova, foarte mult. E adevărat, dar și Craiova i-a aglomerat Filiașul și Balșul, Dumnezeu să ne ierte, slavă Domnului. Asta e. Dar se va degreva foarte mult Dealul Negru, se va degreva foarte mult drumul pe Slatina. Adică se va merge tot ce înseamnă centru, Gorjul, Doljul, zona asta și Oltul, Vâlcea, vor folosi acest drum. Și noi, și pentru noi va fi un drum, va fi foarte avantajos. Deci, chiar practic, dacă e mai lung un pic cu vreo, nu știu, 10-15 minute. Sibiu nu va mai, sau Pitești-Vâlcea nu va mai prelua tot traficul Da, da, care venea spre Gorj. Sigur că da. Sigur că da. Sigur, va fi autostrada, altceva, se vor schimba multe și se va degreva. De asta toată lumea insistă și întrebările nu sunt chiar nejustificate. Toți vrem autostrăzi. Minunat, să ar fi minunat. Deși nu știu de ce sunt mai pesimistă când vorbesc despre investiții la o asemenea vergură și nu cred că se vor realiza în următorii 10 ani, cel puțin nu pe mandatul dumneavoastră. Știi când se va realiza autostrada așa, să mergem pe aia ca... Niciodată. Când vor veni ăștia olandezii, belgenii la Constanța, nu? Bun, alt tronson pe care l-aveți în atenție în 2018. În această perioadă, drumul de la spre Tismana, DN66 de cârpit, nu? Nu de cârpit. Mă, ăștia sunt reparații periodice. Așa se numesc, cârpeli. Păi ce răi sunteți. Păi, băi, normal că unul care e învățat să umble cu pantalonii cârpiți vine... Nu, tu, doamne ferește, că ești elegantă. Bine. Dar îi văd pe unii pe la televizor. Cârpești drumul, cârpește-ți, mă, tu pantalonii. Doamne, iartă-mă. Doamne, dar stați un pic. Păi cum, mă, cârpești? Păi, băi, dar nu cârpești cămașa, mă, dar nu drumul. Bă, ce limbă română știu eu, mă, care vorbesc așa? Fix aia pe care știu fuse... și eu. Nu, tu o știi bine. Fiecare lăsat tu ar, tu arunc așa, așa să mă provoci, să mă întărâți. Domnul Tudor, da. Plombările astea, în termen plastici, asta înseamnă cârpei. Nu, mă. Da, cum, înseamnă, mă, cum să cârpești, mă, cu asfalt? Repet, este un termen plastic. Nu, mă, nu se potrivește la asfalt. Așa, cârpit, cârpești cămașa, nu, bun, pantalonii. Bun. Cârpel, mă, cum zici tu. Bine. Da, bine. Deci noastră deci, în perioada asta facem lucruri de întreținere. Către Tismana. Dar, la întâlnirea care am avut-o cu domnul, cei trei cu parlamentarii, domnul Bratu, regionalul și cu prefectul, președintele Consiliului Județean, așa, nu putem, nu se pot deocamdată atrage fonduri externe pentru acest drum. Că nu intră la categoria drumurilor care poți să le faci cu bani, le faci cu bani de afară. Și atunci, ce poți să avem? Ia-o zi lui domnul Bratu
să găsească o soluție, să se întâlnească la Craiova cu toții specialiștii, cu șefii de secție, cu toți, băi, hai să discutăm. Ce variantă găsim? Și atunci, după 3 zile, dumnealui a venit cu soluția. O soluție plauzibilă, probabilă și cea mai sigură. Între Târgu Jiu și Tismana sunt zone unde drumul se poate repara foarte bine, reabilita cu strat de asfalt nou. Deci se va turna strat de asfalt. Din barieră, de exemplu, până la podul peste calea ferată la Bârsești, un tronson. Prin pădurea de la Bârsești, de la Bârsești până la Lelești, acolo este nevoie să se execute lucrări de burdușiri. Sapi, acolo unde s-a lăsat, unde s-a strâmbat, unde a crăpat, sapi până la, în funcție de ce proiectantul, în funcție de ce expertiza. S-a făcut, deja le cam știm, sunt documentele, face aceste burdușiri, după care se toarnă stratul de asfalt peste burdușiri, urmând să revină și acolo cu acest covor. Mai avem câteva podețe la care trebuie să intervenim, de la Lelești până Rasovița, în pădure, discuțiile au fost că se poate continua, până dincolo, de până la Peștișani, de la Peștișani, Tismana, se poate turna strat de asfalt, cu câteva intervenții la câteva podețe. Deci drumul se poate face fără, este o soluție pentru 10 ani sau pentru 8 ani, da? Dar atenție, drumurile noastre sunt pentru 40 de tone. Greutatea maximă a mașinii, a trailer, tir, ce trece la... Dar când trece cu 60... Domnul Tudor, păi și a cui e vina că sunt unii care își permit să treacă? A noastră, mă, că cui se vine? A noastră, ca cetățean, ca român. Control. Nu, domnul Tudor, mai apelați la mentalitatea tuturor. Că, uite, iată că... Da, și ale noastre. Noi, ca instituție, noi aveam instituție de control. Sunt instituții de control. De ce închid ochii? De ce închid ochii? Nu, mă, stai să spună, dragă mea. Noi aveam instituție de... Cântarul era la drumurile naționale. Da? Și pentru că te doare sufletul, că tu știi că îl repar drumul ăla și când îl vezi pe ăla că vine să ți-l strice, îi dai amendă, nu-l mai ierți. Și acum unde este cântarul? Acum este cu o altă instituție. Și instituția aia își face treaba. Instituția are foarte mult de lucru și îmi mai pare lucru rău, domnul Tudor, pare o chestie cu sută coață albă. Cum? Chestia asta cu predăm altcuiva sarcina ăluia. Nu, i-am predat-o, mă, n-au luat-o alții, stai să ne înțelegem. Păi, dar nu... Ei, acum, e vorba era ministru, era domnul Cuc ministru, noi am purtat o discuție cu dumnealui. Da, vis-a-vis de cântare. Acum, problema asta am discutat-o și cu domnul Weber, și cu domnul Iza, haideți să găsim o variantă. Rămâne instituția aia cu toate atribuțiile, nu ne interesează. Lăsați-o, avem și acum cântarele. Știi cum le îngrijesc băieții ăștia, le păstrează. Din păcate n-ai voie. Când n-ai voie să oprești tu, nu oprim noi, mă, luăm, vin polițiștii cu noi, că și dumneavoastră să lucrăm. Ca să nu mai vorbesc despre țările civilizate unde nu trebuie să oprești ca să te cântărească cineva, da? Lasă, că nu oprim, nu mai să facem noi cântărirea, chiar dacă le păi oprim nu, da, 5 minute. Deci asta vreau să spun. Asta vreau să spun. Am venit și cu aceste soluții. Sunt soluții. Treci de la Târgu Jiu la Craiova, nu oprești deloc, dar te și cântăresc, îți verifici și rovineta, asta dacă vreau e mașina. Să zic. Există posibilități. Numai că... Nu se doresc a fi pus în aplicare. O să le punem noi cât o să pentru fim la că, guvernare. Da, îmi anunțați azi de multe deci lucruri. Deci legat de Tismana... Deci, soluția pentru tronsonul Târgu Jiu-Tismana este aceasta despre care vorbeați dumneavoastră pe o perioadă de 8 ani, eu 10 ani. Cred. Nu, cred că discutam cu inginerul, dacă ne rezolvăm problema asta 8 ani de zile, nu va mai fi nevoie să intervenim la drum. Pentru că asta e realitatea, trebuie să interveniți în fiecare primăvară. Și problema este că intervii, dar nu poți să scoți toate denivelările, nu poți să scoți toate crăpăturile cu aceste reparații, mai ales în zona pădurii, unde avem cele mai multe probleme. Bârsești, Lelești, e dezastru pe acolo. Dacă nu cunoști zona și ai un pic viteză, zbori de pe carosabil. Cum să zbori, mă? Spre cer unde să zbori? Cum să zbori? Te duci în șan, nu zbori. Păi zi așa. Cum ziceți dumneavoastră? Doamne ferește, nu. Așa este. Tocmai de aceste motive. Am pus limitare de viteză, semnalizare cu denivelări, cu alte pericole. Nu e o soluție. Soluția este ca cetățeanul să meargă cu mașina în siguranță, nu cu 200, dar măcar cu 90. Haideți ca să vorbim un pic și despre politica mare. Am văzut că Liviu Dragnea vrea congres. Foarte bine. E bine. E corect. Ce să se discute unde, în cadrul acelui congres? În primul rând sunt măsuri organizatorice. În al doilea rând dovedești forța unui partid. Așa. Cum este PSD-ul. Da? Mai vrei altceva ce își să mai discute? Își întărește poziția Liviu Dragnea ca lider al partidului social-democrat? Liviu Dragnea interesează în primul rând să-și întărească poziția partidului.
să dovedească și Liviu Dragnea și ceilalți că mă conduce un partid puternic, un partid românesc pentru români. Sigur. E și, sigur că vor mai fi până la vot reconfirmarea în poziția de președinte PSD a domnului Dragnea? Cu siguranță, dacă se va face, dacă se consideră la nivel de partid că se, că e nevoie, se va face. Și sunt voci din PSD care cer PSD care PSD? Cer voci din PSD care? Care PSD? E un singur PSD nu, care cere, mea, cred că care cer PSD. Alegeri? Alegeri? Și la organizațiile județene. Cum este cea de la Gorj? Păi, stai un pic să ne înțelegem. Sigur, ce să alegem? Ce să alegem la Gorj? A clarificat foarte bine. Ce să alegem la Gorj? Președinte. Normal, păi dar n-avem președinte? Păi avem, dar ce? Aveți. Avem. Dar se... Da. Nu am niciun fel de adesiune. Doamne ferește, știu la că n-ai. N-ai. Nu. Și asta confirm că n-ai niciun. Deci, deci Doamne ferește, dar de ce domnul sincer Tudor, să fiu, nu... îmi pare rău că domnul nu, Tudor. Îmi pare rău că nu ai adesiune la PSD. Sau măcar să fiu un simpatizant al PSD. Da, meseria. Foarte simpatic. Doamne ferește, tu nu în PSD. Doamne ferește, tu n-ai ce căuta. Pentru mine. Am o vorbă cu Doamne ferește. Pentru mine, pentru domnul Ciocea și pentru alte câteva persoane, ușile PSD-ului sunt închise. Eu glumesc acum. Că nici nu mi-aș dori să vin la PSD. Da, să salutăm pe Ion. Pe care Ion? Pe domnul Ciocea. A făcut-o. Asta este. Consider, partidul consider că a greșit. Poate și el a fost un pic în supărare la vreme. Da, viața merge înainte. Și așa, deci vorbim de Gorj. Da? Avem președinte, avem președinte executiv, avem vicepreședinți. Poate vor fi niște locuri vacante, ai altceva. Vor fi completate, dar nu stăm acum de alegeri. Acum, hai să facem treabă. Bun, trebuie să faceți treabă, e adevărat. Spuneți-mi vis-a-vis de candidatul la primăria municipiului Târgu Jiu, fiul dumneavoastră, domnul Adrian Tudor, era la un moment dat așa numele vehicula, nu pentru zisești. Dumneavoastră. Adrian Tudor, da. Vreau să-i zic Adi Tudor. N-am să-l votez pe Adrian, înțelegi? Vorbiți serios? Foarte serios. Păi eu votez la Lelești. Eu eram unul dintre directorii primăriei Târgu Jiu, foarte apropiat de Florin, da. Cărciumaru. Pentru că știți, cât făcea instrucție cu mine. Dar l-am respectat ca om. Bun. Și ca șef, ca primar. Ei, nu l-am votat niciodată. Am înțeles. Da. Ce să aibă? Știți foarte bine discuția cei care, care a fost... tot îi transmit domnului Adrian Tudor că nu e bine să candideze domnia sa la Târgu Jiu. Pe care îi transmite? Deci mai sunt persoane. Uite, domnul Weber, pe care tot îl invocați. Așa, ce a zis, ce a zis care, domnul Weber? Ce a zis? Dintre cei care a zis că domnule, să mai stea liniștit că nu. Păi cum, nu are profilul candidatului. Eu nu cred. Că a zis la așa. Dumneavoastră s-a referit? Eu nu cred că a zis așa, să mai stea liniștit. A zis că deja s-a făcut un profil la o vârstă oarecare. Deci a fost un punct de vedere al dumnealui. Da? Dar eu vă spun care este politica partidului acum și a organizației municipale, că o știu foarte bine, și a organizației județene. Să recâștigăm noi ca partid primăria Târgu Jiului. Să avem primar PSD. Fiul dumneavoastră ar avea această forță? Atenție! Să recâștigăm. Ar avea partidul forță, fiul dumneavoastră să recâștige... Da, sigur că pentru PSD. Dar asta nu înseamnă că ne uităm la el, bă, tu ești cel mai bun. Nu. Trebuie să confirme. Primarul Cârciumaru, președintele organizației, domnul Florin Cârciumaru, a spus clar, nu ne vom lua așa după ureche. Gata, mă, luăm pe ăsta că e mai frumos, mai deștept, mai... Nu. Sondaje de opinie și în partid, sondaje în rândul cetățenilor. Pentru că am pierdut primăria. Nu că n-am fi fost bun. Toți oamenii, da, am pierdut primăria pentru că cei care ne-au votat tot timpul nu ne-au votat. Știați chestiunea asta? Haideți să o spunem. Florin Cârciumaru a avut un segment de alegători al lui. Omul Florin Cârciumaru. 10-15%. 13-15%. Ai lui, Cârciumaru. Cârciumaru, Florin Cârciumaru. Oamenii aia care n-au ieșit să voteze. Nu că nu iubesc PSD-ul. Nu că n-ar fi vrut. N-au ieșit să voteze. Pentru că oamenii ăia au vrut Cârciumaru, l-au vrut pe Cârciumaru. Sigur, s-a înțeles, era nevoie de Cârciumaru la Senat, partidul a considerat așa și este, băi, e partid. Partidul, dacă e partid și hotărăște, asta le-a făcut. Trebuie să înțelegem o dată pentru doamna. Că îi mai văd pe unii pe aici când zic, eu sunt prin concurs. Alo, tu ești prin concurs, dar faci politica guvernului PSD, nu? Vrei, nu vrei, trebuie să înțelegi. În opinia dumneavoastră, în opinia mea este că primăria Târgu Jiului va fi câștigată de PSD. Depinde cum se mișcă domnul Marcel Romanescu, vedeți? Toată stima și mândria, primăria este a PSD-ului peste 2 ani. Așa ați liniștită. Făcut și în 2017, când ați pierdut. Nu, ne-am fript odată, suflăm și în iaurt, s-a liniștit. Ce să zic? Nu, a fost o situație pe care n-am prevăzut-o. A fost... Așa, nu știu, profesorul Marcel Romanescu, primăria era câștigată, Marcel Romanescu, am pierdut-o noi, să fim realiști, poate să supere pe mine,
Eu sunt unul dintre care respect pe Marcel Romanescu și spun mereu, domnule, ești primarul municipiului. Și la drag atenția. Noastră? Mai greu așa, că e firesc să te descurci mai greu când nu e de la început undeva, da? Evident. Da, evident. Chestia nu? Firească. El nu prea se descurcă cu aia dumnealui de la partid, știi? Că restul nu. Poate nu-l interesează foarte tare cum să se descurce cu cei de la partid. Păi atunci să-l lasă în pace, să nu-i mai de peste picioare. Aveți informații ciudat? Concrete în direcția nu, asta se vede. Sunt chestii... Păi nu trebuie să ai informații, trebuie să te uiți că vezi. Ce vedeți în asta când vă uitați în relația Marcel Romanescu PNL? Păi uite-te și tu ce vorbesc. Nu știu, spuneți-mi păi, nu te uiți la televizor? Măcar la televizor. Nu te uiți tu printre rânduri, nu citești? Nu înțeleg. Trebuie lor, cine nu vrea doamne. Pe domnul Romanescu să iasă bine din mandatul acesta de la PNL? Păi lui! Pardon, păi nu lui. Toată lumea. Nu e toată lumea împotriva. Destul, așa ai perceput acum. Suntem la final, domnule Tudor. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Eu doresc succes primarului Romanescu și... Dar trebuie să înțeleagă primarul Marcel Romanescu că nu este primăria lui. Da? El este primarul municipiului Târgu Jiului. Se comportă ca pe moșia domniei sa? Nu. Dar trebuie să înțeleagă... Ei, se cam comportă câteodată. Cum adică tu, primar, vii și spui am avut nu știu ce informații și mi s-a părut mie că presiunea prin conducte. Alo, domnul primar, nu te joci cu vorbe de ăștia că a părut nu știu cine și spuse că s-a spart conducta, că a băgat-o la presiune. Bă, fraților, bate scâmpii. Cum se bage la presiune? Presiunea vine din dealul târgului, pe conductele vechi, se sparg. Că s-a spart în cimitir la Bârsești, a băgat popa presiune pe conductă. Hai să fim oameni serioși. Deci, da. Vedeți aici chestiune. Și să mai înțelege ceva. O chestiune deranjantă. Trecut bugetul. I-au dat o lecție de ceea ce înseamnă politică PSD-ul și partidul de guvernământ. Toată lumea a votat. Au votat și ai lans de frică. Știi, bă, votează ăștia și noi nu votăm. Că ar fi fost unici de ai lor care nu votau. Dar le-a dat o lecție de ceea ce înseamnă cum se face politica. Însă trebuie să înțeleagă și primarul Romanescu, trebuie să înțeleagă și viceprimarul Adrian Tudor. Bă, sunteți prieteni, treaba voastră, dar în politică sunteți adversari. Nu știu, cred că n-au nimic de împărțit. Sunt oameni tineri care gândesc și mai ales eu știu că au fost destul de multe situații în care au mers pe un numitor comun și cu Aurel Popescu și cu celălalt. S-a înțeles, dar ca să vii tu să foarte pe scurt. Îmi spun punctul de vedere al meu ca cetățean, să scoți din ordinea de zi un punct la ședința de Consiliu Local, după aia să spui hoții de la PSD au vrut să facă atenție. Da. Atenție. Nu te joci cu vă mulțumesc, domnule Tudor, vă mai aștept și cu altă ocazie. Dumnezeu să ne ajute drumuri bune, câștigăm primăria, facem și drumuri și o să vedeți, oameni buni. Se face. Mă, asta este mărul care nu face mere, nu dai cu bolovan. Ne revedem săptămâna viitoare, să aveți un weekend minunat.